Camera Deputaților a votat proiectul privind educația sexuală în școli cu modificări. Expresia educație sexuală devine educație sanitară. Proiectul a fost votat cu modificările aduse în Comisia pentru Muncă, astfel încât predarea să se facă doar cu acordul părinților. Au fost 269 de voturi pentru, 3 împotrivă și 35 de abțineri. Legea trebuie promulgată de președinte. Vă reamintim că România este pe locul întâi din Europa cu 18.000 de mame adolescente minore.